Salut nucilor de cocos și bine v-am regăsit la un nou video. Este dimineață, aseară ne-am pus să dormim foarte târziu, așa că am avut norocul ca Felix să nu se trezească încă, pentru că de obicei el se trezește înaintea mea cam cu vreun sfert de oră și eu sunt cea care mai stă în pace și doarme. Însă astăzi m-am trezit dimineață cu gândul de a filma un video și anume de a-i face o farsă, pentru că de foarte mult timp vreți ca să-i fac o farsă lui Felix, așa că m-am uitat la el bine și încă dormea. Este destul de obosit și am spus că astăzi este ziua mea norocoasă, pentru că sincer nu știu când mai prind o asemenea zi. Și chestia este că i-am pregătit lui Felix o farsă mega tare. El de mult timp spunea că vrea să se epileze și nu a mai avut timp să o facă și m-am gândit că să-l ajut așa puțin. De ce să nu-l ajut? Așa că apăsați butonul de cu like și vreau să-mi scrieți în comentarii cât mai multe idei de farse ca să-i mai facem lui Felix, dar numai din partea mea pentru el, adică eu nu vreau. Și haideți să vă arăt ce am pregătit aici. Când am mers la cumpărături am luat și o cutie dintre asta de ceară depilatoare, însă nu știu dacă știți voi, benzile astea sunt destul de mari. Stați să vi le arăt. Ia uitați cât de mari sunt. De obicei eu când le foloseam le cam tăiam în două pentru că mi se pare mega dureros și acum nu știu ce să fac, să las o bandă dintre asta întreagă pentru Felix sau să o tai. Mi-am pregătit aceea și foarte ca, nu știu ce să zic sincer, să o lăsăm așa de mare ca să țipe mai tare? Haideți să lăsăm așa. Bine, această bandă, din câte știu, trebuie să o încălzești și vreau să o încălzim aici jos, pentru că Felix doarme sus în dormitor și nu vreau să-i fac gălăgie acolo, așa că o încălzim aici bine, 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 bine. Cred că m-a dat ceva. Deci doare atâta de tare. Mamă, cred că e gata. Și haideți să mergem sus la Felix. Au, au, au. 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 Așa, eu sunt gata, voi sunteți gata, nu cerut de cocos. Haideți să-i facem farsa lui Felix. I'm okay. Oh my god, Felix, ce păros ești! Ce doare! Ia uitați și voi, nucilor de cocos, cât de mult l-am epilat pe Felix! Ia uitați! Da, și lacrimile! Da, ia, ia, să văd! Lasă-mă! Au! Ia uite și tu, Felix, ce bine arăți! Mi-a luat și pielea! Cum adică ți-a luat și pielea?
Lasă-mă. Ok, scuze. De zi, m-am dus să dorm la 1 noaptea. Hai, Cristina, te rog! Te ajut? Nu, ia una de aici. Au! Trebuie să tragi tare. Nu, 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 nu. Trebuie să tragi tare. Dacă faci așa, dacă faci așa o să rămâi cu ceară, Felix. Nu, nu! Lasă, o să rămâi cu ceară și nu se mai duce. Cum se duce asta? Nu se duce. Trebuie să faci cu aia, Felix, nu se duce. Bă, Cristian, lasă-mă să dorm. Felix, nu se duce. Ia uitați, deci nu se duce ceara asta de pe mână. Rămân cu ea, lasă-mă în pace. Nu vă sunt pe dinți. Crezi că asta e tot? Crezi că asta e tot? Cristina! Ce? Nu se duce! Păi eu ți-am zis că nu se duce. Ce facă să ducă? Ceară? Cozi, ia uitați ce am luat de pe picioare. Asta. Păi aia se duce cu o dintre asta. Vrei să ți dă? Nu, stai, haide. Haide. Stai, nu, 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 nu da camera. Stai, vreau să văd cum a rămas. Nu mai dai. Nu mai dau. Ia. Oh my god. Incredibil. A, dar ce bine arăți, Felix. Ce bine arăți! Cum iau așa, că ce așa lucrești? Cum iau așa pe mână? Păi cu chestii din dreapta. Nu se duce! Nu dau cu lama de bebei, du-te de ceva! Bine, se duce cu ulei. De care? Mă zâine? Da. Închide camera și dăm camera, mai. Ziceți voi dacă nu cea mai tare farsă? Cea mai tare farsă? Uhu! Doamne, deci ia uitați cât de mult l-am epilat pe... Hai de capul meu! Cum arată! De ulei! Hai puțin, am treaba azi! Ulei, gata! Ți-ai făcut video, lasă-mă! Bine, mi-am făcut video! Le zici la nu știu de cocos să dea un buton de cocolac? Ba, ne mai vedem cocolac, hai să-mi dai ulei și să-mi facem treaba! Bine, vin acum! Nu! Vin! Dă-mi camera! Stai să fac outro! Celor de cocos. Felix nu știe, dar farsa nu este gata, deoarece am de gând să îl epilez mai mult. Așa că fiți alături de mine și să continuăm ziua asta plină de epilare. Nu am mai reușit să-i fac data trecută lui Felix mai multe farse, deoarece începuse să se cam prindă, așa că am zis să împart videoul acesta pe mai multe zile. Au trecut deja câteva zile de atunci, Felix este jos și doarme, am dormit puțin la miază, eu am dormit aici sus pentru că nu mai puteam de oboseală și Felix doarme jos, m-am uitat la el și... Din păcate este foarte îmbrăcat, adică are bluză cu mânecă lungă și pantaloni lungi, așa că nu aș avea loc unde să-i pun o bandă depilatoare și știți la ce m-am gândit eu? Ia uitați ce am pregătit aici! Am pregătit o pensetă și anume este penseta mea pe care o am mai bine de 10 ani. Așadar, haideți să o testăm pe Felix! Sunteți alături de mine? Vă rog frumos să nu faceți gălăcie, da? Haideți să mergem! Haideți să mergem!
absolut urât. Ce faci, Felix? Ce ai făcut? Cu penseta? Au! Hai de capul să fiu eu. Cred că arăți mai bine acum. E așa? Ia să te văd. Pentru că nu curge sânge din asta. Ia arată la lângele cucus cum arăți acum. Hai, nu ți-ai făcut video. Ai de mine să fiu eu. Acum vezi tu prin ce trec fetele când se pensează. Au, nu. Rându-te-o, hai. Nu. Spar penseta. Nu, face, rându-te-o. Întoarce camera să vezi. Rându-te-o. Nu. Felix este la baie, se bărbierește. Și ia uitați ce-am pregătit eu aici. Hai mă, Cristina, am văzut că ai terminat, nu te-ai făcut clipul ăla, tu pleacă de aici. Hai, dați like, pa și ne mai vedem. Nu știu dacă voi puteți auzi, însă Felix este în camera cealaltă și se înregistrează pentru canalul lui. Așa că mă gândeam că este momentul perfect pentru o nouă ședință de epilare, pentru că de obicei este foarte captivat de ceea ce face, așadar am pregătit aici o nouă bandă pentru epilare și am fost și foarte așa meschină, deoarece pot să zic că l-am păcălit, i-am spus că nu mai are pantaloni lungi pentru că s-l-a spălat, așa că i-am dat o pereche de pantaloni scurți. Sunt foarte mândră de mine ca să-l jupuiesc acolo de păr. Ok, sunteți gata să mergem în camera lui? O încălzim, bine ca să ia tot părul de acolo. Cred că e suficient. Ia uitați cum se desprinde! Sunteți pregătiți? Deci mă gândesc așa, am să-i pun banda așa și trag de sus în jos, împotriva firelor de păr. Ok, mergem! Până acum nu mi se pare greu, deci nu știu ce a spus voi că este greu, nu este deloc greu, deci este foarte, foarte, foarte ușor. Du-te, bă, ce chestia asta, mamă, când o faci, ia să vedem. Albastru aici, așa, trebuie să punem albastru. Uite, asta e verde și cu albastru, cred că o să o pun așa, perfect. Asta este verde, o punem așa, nu, asta nu pun. Aici e o problemă. Uite așa, așa e problema, uite așa o să punem, perfect, perfect, perfect. Iar aici o să punem roșu cu verde. Aici o să punem verde, aici o să punem iar verde, așa, aici o să... Cristina, ce faci? Nu! Au! Au! Au, fratele meu, Cristina! Au, că o să mă închid ușa! Au, ce m-a făcut! Farsă! Te filmezi? Te filmezi cu camera? Poți să le arăt? Poți să le arăt? Ia uitați aici, se vede cât părea lui Felix, se vede? Felix, acum vezi că o să arăți mai bine. Hai, du-te până pe hol. Să mă duc până pe hol? Nu, că zic că vrei să faci ceva. Du-te până pe hol. Du-te până pe hol. Du-te. Na! Ai închis camera? Ai închis ușa? Ai de capul meu. Ia uitați, nucilor de cos. Bă, deci chiar trebuie să fii durut asta. Ce faci? Mucuța cu ochelarii proptiți pe vârful nasului și... Bine, am vrea să fie să fac un ceai. ...pozează la târgul de mucenici tot ce vede. Ești trist că nu ți s-a făcut video? Nu. S-a păsit doar. Ce faci? Filmez. Da? Da. Ia zile, nucilor de cocos, ce s-a întâmplat cu video tău? Nu mi s-a înregistrat. De câte ori pățim asta?
să facem video fără să se înregistreze deseori, nu? Nu de foarte multe ori, dar câteva video pe lună se pun. Și mai ales unele video-uri când tragi tare, când ești cel mai energetic și când te filmezi și mult, să nu meargă, îți vine să-ți rupă părul din cap. Paiu! Nu-i nimica. Felix, și ce am realizat eu? Că trebuie să le spunem la mulți ani de 8 martie, nu celor de Covos. La mulți ani de 8 martie. La mulți ani de 8 martie. Și să nu faceți farse. Să nu faceți farse, că, bărbaților. Că doare. Doare. Oricum, apropo, să nu încercați asta acasă. Asta e doar așa de YouTube, da? Ce părere ai, Felix? Cum e să fii fată să trebuiască să te epilezi? E greu? Da, dar și câte fac eu? Ai dreptate. Ha! Eu am poftă de un ceai, deci mie îmi trebuie un ceai. O să fac mergem un ceai. Mergem să facem un ceai. Nu celor de cocos, dacă v-a plăcut videoul ăsta. Ce pește fai la televizor? A, ne uităm. Pe grătar! Pește la grătar! Arată. Pește la grătar! De mine! Pește la grătar! Să fie... Cristina! Oh my God! Ce nu ca un pește! Felix, trebuie să mergem noi la Dunăre. Ai de la Dunăre? De mine, da! Oh my God! Arată super mega fain, nu celor de cocos, apăsați butonul de cocu like și scrieți-mi în comentarii ce fel de video vreți să mai facem, ce fel de alte challenge-uri sau... Așa? Tu de ce te uiți așa? Bun peștele! Ce... Mamă, câte bună toamnă! Felix, poate mergem noi la Dunăre să mâncăm pește proaspăt. Oricum, acesta a fost videoul pentru astăzi. La mulți ani încă o dată de 8 martie. Să aveți o primăvară superbă, deși afară încă e iarnă. Sperăm să vină cât mai repede căldura. Iar noi ne vedem data viitoare. Pa!